Uita ce mașină este, un Lamborghini Countach. Nu am mai văzut pina asta numai în Top Gear. Tocmai am trecut pe lângă câteva mașini super faine, clasice, printre care și un Lamborghini care l-am filmat la începutul videoului și o grămadă mai trec pe aici pe stradă. Acum mergem la un show care este aici în zona Sauții, foarte aproape de unde locuim noi. Se numește Beach Buggin și este un fel de spectacol de mașini. Majoritatea mașinilor de aici sunt clasice, customizate sau restaurate și este și o competiție. La ora 3:30 cred că se va alege o mașină care arată cea mai bine și va fi acordat un premiu. Nu știu exact cum o să fie, am citit că acest spectacol se ține aici de 15 ani, deci nu este prima dată când se întâmplă chestia asta și sunt curios să vedem cum arată mașinile. Și după aia poate mergem la mare și dacă e cald ne băgăm în apă. Zona unde am fost înainte a fost zona greșită, era un fel de market acolo cu tot felul de părți de mașini și mâncare și înalta și acum intrăm în zona de expoziție, cred, și chiar sunt beach buggy-uri, dacă le vedeți acolo în spate. Sunt o grămadă de categorii de mașini. Am văzut beach buggies, am văzut caravane, am văzut dube și sunt chiar și mașini normale. Sunt categorii pentru ca mașina care arată cea mai bine, pentru mașina care are cea mai multă rugină și tot felul de chestii. Încă n-am apucat să vedem totul și ne-am cam rătăcit. Ok, show-ul s-a terminat. Deși oficial se termină numai la 5, deja au început să plece mașini acasă. A fost mai multe mașini decât mă așteptam eu și a fost destul de mișto. Și mie mi-a plăcut foarte mult, foarte interesant să vezi atâtea mașini și cred că nici nu am reușit să le filmăm sau să le pozăm pe toate, pentru că probabil ar dura vreo oră un film, un video. Sunt foarte, foarte multe. Este o zi foarte faină și acum mai mergem până la mare pentru câteva minute și după care mergem înapoi acasă, la treabă. Yay! Ne băgăm în apă! Te bagi în apă? Da. Da? Da. Ok, hai să te vedem. Cum e apa? Super! Sunt acasă de ceva timp, de când m-am întors, am mâncat, am făcut un duș și m-am barberit și mă uit acum la vlogul care l-am postat dimineață și merge foarte, foarte bine. În prima jumătate a zilei a ajuns la 1000 de vizualizări, ceea ce este foarte repede și mă bucur că a fost așa de bine primit. M-am uitat printre comentarii și sunt câteva persoane care tot întrebau despre ce se întâmplă cu canalul de gaming. Primesc foarte multe mesaje despre această chestie și pe Facebook. Răspunsul scurt este, pe canalul de gaming nu am să mai postez deocamdată. De ce? Ei bine, eu nu am foarte mult timp să creez aceste videouri și pot să-mi folosesc acest timp în două feluri. Pot să fac bucăți și segmente din gameplay, dintr-un vlog, dintr-un review, dar până la urmă niciunul nu o să iasă la o calitate mare sau pot să petrec acest timp focusându-mă doar pe un canal și să produc conținut de calitate. Am încercat, nu a mers prea bine, trebuie să petreci foarte mult timp înregistrând și editând aceste gameplay-uri, plus sunt o grămadă de jocuri care ies afară, iar dacă vrei ca videourile tale să meargă bine,
trebuie să fii printre primii care joacă aceste jocuri. Dacă aș avea mai mult timp de YouTube și aș putea să lucrez la câte ceva în fiecare zi, atunci poate ar mai merge, dar nu asta este situația, așa că deocamdată am să mă focusez doar pe acest canal. Tocmai am observat că sunt foarte aproape de 7000 de abonați, 6920, așa că în acest vlog am să fac un mic giveaway mai secret, nu am să-l anunț nicăieri, așa că dacă urmăriți acest vlog, puteți să vă înscrieți la acest giveaway. Premiul nu o să fie ceva fizic sau ceva foarte mare, pentru că este mai greu să trimit pachetele în România, așa că premiul pentru acest giveaway va fi din nou un joc pe Steam și jocul este Outlast. Tot ce trebuie să faceți, să lăsați un comentariu și sunteți automat înscriși. Câștigătorul voi alege când ajung la 7000 de abonați. Mult succes! Ultima chestie care fac pe ziua de azi este să-mi instalez o bandă de LED-uri în jurul biroului, cum am avut la vechiul apartament, pentru că acea bandă s-a stricat și foarte mulți ați fost interesați de această bandă în turul biroului, așa că am să vă arăt care sunt componentele. Acesta este un kit, deci vine cu o telecomandă care îți permite să schimb culoarea, să schimb luminozitatea și una alta. Vine cu un receiver, aici este un punct infraroșu care primește semnal de la telecomandă, adaptorul care intră în acest receiver și, bineînțeles, în ultimul rând, banda de LED-uri care din nou este conectată la acest receiver. Așa arată banda, nu este nimic prea special, aici sunt LED-urile, la fiecare 3 LED-uri este un loc unde poți să tai banda. Pe spate are un adeziv ca să poți să lipești banda de birou sau unde vrei să o lipești și după ce ai terminat de lipit banda, o conectezi la acest receiver și atâta e tot. Banda este de pe eBay, mai mult ca sigur sunt vânzători pe eBay care trimit și în România. Dacă nu ai cont, este puțin mai complicat să-l creezi prima dată, dar după aia nu mai ai treabă. Nu este foarte scumpă, a costat cam 8 lire, 10 lire, depinde cum găsești. Și modelul care l-am eu este 5050 LED Strip Kit. Este important să vă luați un kit, pentru că dacă vă luați doar LED Strip, înseamnă că vă luați doar această bandă. Iar dacă vă luați kit, aveți adaptor, aveți receiver și aveți și telecomanda. Și dacă ați făcut o treabă bună, ceva de genul trebuia să vă iasă. Am aici telecomanda și să vedem câteva culori.